Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vă prezint aceste bomboane braziliene făcute cu lapte praf. Să vă arăt cum sunt și în interior. Bomboane braziliene cu lapte praf. Bine ați venit la Camelia în bucătărie. Astăzi o să facem aceste bombonele. Ia uitați-le cum arată. Sau așa. Imediat o să spun și ingredientele și o să le facem împreună. Aici. Am să tai să vă arăt cum sunt și în interior. Vedeți cum sunt în interior? Așa. Acestea sunt bombonelele. Și o să avem nevoie de lapte condensat. Eu l-am făcut ieri, este făcut în casă. Dacă doriți să-l facem împreună, să-mi lăsați mesaj în comentarii și o să-l facem într-o zi împreună. Se face foarte, foarte ușor. 320 de grame de lapte condensat. O să avem nevoie de 60 de grame de unt, cam 4 linguri de lapte praf, 4 linguri pline, cu vârf, cu puțin vârf. Așa. O să avem nevoie de un praf de sare. De vanilie. Și o să avem nevoie de ciocolată, deci aici am 20 de grame, ciocolată 50% grăsime. Și tot ciocolată, că o să adaug de două ori, o să adaug poziția a doua, de 50 de grame de ciocolată. Și ca să decorăm, mai am aici încă 10 grame, dacă dorim să decorăm cu ciocolată. Unele colorate, dacă vrem să decorăm pe deasupra. Ia uitați. Așa. Le punem așa aici. Și o să avem nevoie de o uliță, unde o să punem totul pe foc. Așa. Acestea sunt bomboanele. Ia uitați în interior cum sunt. Sunt foarte, foarte bune. Eu sper să vă placă și să începem. Am să dau deoparte toate ingredientele și am să le pun pe rând. Așa. Să le așez așa aici. Aici am o oliță unde am să pun laptele condensat. Am 320 de grame de lapte condensat. Eu l-am făcut ieri. Se face foarte ușor. Ia uitați cum arată. Și îl punem aici.
avem laptele condensat, o să punem 4 linguri de lapte praf peste, așa, cu puțin vârf, în jur de 70 de grame sunt, 1, 2, 3 și 4. Am să pun vanilia. Punem și sarea. Un praf de sare. Amestecăm. O să adăugăm și untul. O să schimb paleta. Și amestecăm. Și o să dăm pe foc. Așa, aici am amestecat laptele praf cu laptele condensat, cu untul, cu vanilia, cu sarea. Acum o să dăm pe foc, o să punem pe foc. La foc mic. Imediat văd și cum o să fie. Așa, și o să facem aceste bombonile bune. Sunt delicioase. Eu sper să vă placă. Sunt moi. Punem pe foc și amestecăm. Vedeți că începe să se topească și untul. Mai pun puțin pe foc. Am să vă arăt cum arată, o să vă arăt bombonele. Ia uitați-le. Acestea înalte. Așa arată în interior. Acestea joase. Ia uitați-le. Și amestecăm. Vedeți compoziția? Când să se topească untul. Ne punem puțin pe foc. Ia uitați compoziția pe foc. O lăsăm la foc mic să se îngroașă. Vedeți, untul se topește. O mai punem încă puțin pe foc. Dăm focul la mic, mic, mic. Așa. Și o lăsăm puțin. Ia uitați. Și apoi o să adăugăm în două reprize ciocolata. O să adăugăm mai întâi 20 de grame și apoi o să împărțim în două. Și în cealaltă parte care a rămas o să adăugăm încă 50 de grame de ciocolată. Ca să facem umplutura. Ia uitați. Amestecăm, amestecăm, îl lăsăm să se îngroașe. Când s-a îngroșat, îl dăm deoparte și adăugăm ciocolată. Așa.
formele, să vă arăt și în ce formele facem. Așa. Ia uitați. O să le facem în aceste forme. Vedeți? Și acele înalte în acesta am să fac. Am să vă arăt și cum se fac. Așa. Mai amestecăm. Ia uitați, compoziția este pe foc. Amestecăm, amestecăm, mai lăsăm puțin, trebuie să se îngroașe. Vedeți? Așa. Mai lăsăm puțin. Între timp vă mai arăt bombonelele. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Așa sunt acele înalte în interior. Ia uitați acestea. Hai să le rup, să vă arăt. Uitați cum sunt. Sunt foarte, foarte bune. Eu sper să vă placă. Ia uitați. Sunt delicioase. Și se fac foarte, foarte ușor. Laptele condensat, eu l-am făcut aseară. Este făcut în casă. Dacă doriți să-l facem împreună, să vedeți cum se face laptele condensat și cât este de ușor, am lăsat mesaj în comentarii. Și o să-l facem împreună. O să-l facem împreună. Ia să mai amestecăm puțin. Așa, mai lăsăm puțin pe foc. Între timp, noi ne punem aici folia. Așa. Și ne pregătim vasul. O să le facem în aceste forme. Ia uitați. O să le dăm formă cu această, cu aceste forme. Sau așa. Sau ca să le facem în alte, acestea le fac în această formă. Sunt acestea. Uitați-le. Mai amestecăm. Este aproape gata. Așa. S-a îngroșat, mai lăsăm încă puțin. Așa. Acum eu am să adaug aici ciocolată, 20 de grame de ciocolată, să se topească. Și amestecăm bine. Și apoi am să împart compoziția în două. Am să le fac mai colorate de data aceasta, mai multă ciocolată. Așa, a, vedeți? Și acum am să pun jumătate din compoziție aici. Așa. Și în ce a rămas am să adaug 50 de grame de ciocolată. Și lăsăm să se topească. Aici o să acoperim. Așa. Și o să lăsăm să se răcească puțin.
este cam să se topească ciocolata, ia uitați. Și în acest vas o să punem tot la fel folie alimentară. Așa. Și acum o să punem compoziția cu ciocolată aici. Așa. Acoperim. Și lăsăm să se răcească. S-a întăriet. Ia uitați. Acum o să dăm formă la bomboanele noastre. Și o să luăm câte o bucățică din compostul de ciocolată și o să facem biluțe. Ne putem ajuta și cu puțin. Așa, și o să facem biluțe. Mai mici, mai mari. Acum o să facem biluțe și din acesta. Așa. Acum o să luăm câte o biluță și o să așezăm în această formă. O să punem folie transparentă și deasupra o să așezăm biluța. O să ne ajutăm și cu puțin praf de copt ca să nu se lipească de degete. Așa. Și acum ori punem o biluță albă în interiorul la cea neagră sau invers. Așa. Și le dăm prin lapte praf. Așa o să le facem pe toate. Și apoi o să le punem aici. Așa. Deci luăm biluța, o dăm prin lapte praf, întindem, luăm o biluță mică, ia uitați, și o așezăm în interior. Și acum o dăm prin lapte praf. Uitați. Întindem. Luăm biluța.
punem și închidem. Și dăm plin lapte praf. Și așa le facem pe toate. Așa. Acum am pus în această formă, o să punem în această formă, așezăm folia de... O să punem biluța noastră și apăsăm cu degetul. Așa. Așa. Acum le putem decora cu bombonele colorate. Ia uitați. Luăm de aici din cutiuță și punem deasupra și ele se lipesc. Așa. Sau putem umezi degetul. Aici am puțină apă. Și umezim degetul. Și roată împrejur, dăm cu puțină apă. Și bombonelele or să se lipească. Ia uitați. Sau și peste deasupra, peste tot putem pune. Ia uitați. Așa. Vedeți, acesta este rezultatul. Bomboane braziliene. Bune, bune. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Ne vedem cu următoarea rețetă. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Vă pup dulce pe toți. La revedere! Pupici!